Regăsit. Și ca de obicei, programul din seara asta, în prima parte vorbim despre evenimentele macro, așa, evenimentele generale, după care luăm un pic calendarul aplicat pentru restul săptămânii, deși nu cred că contează foarte mult. O să vedem și de ce, după care ne uităm un pic pe grafice. Bun. Ca și evenimente importante în general, săptămâna asta, dar nu numai. Siria și săptămâna viitoare avem Fed. Din punctul meu de vedere, potențial mai mare pe termen scurt avea Siria, pe termen mai lung Fed. Însă, după reacția preselor, după reacția piețelor de astăzi și după știrea din presă, Siria s-a cam dezamorsat. În sensul că, așa zisul premium, sau șansa, dacă vreți, ca o presiune negativă indusă de un posibil conflict în Siria, deocamdată s-a cam dezamorsat. În sensul că piețele cresc și petrolul a căzut destul de puternic. Nu a dispărut de tot. Asta e clar și mai că rămâne, situația rămâne tensionată pe termen lung, doar că probabil nu o să mai avem acum, poate mai încolo o să mai fie, adică stare conflictuală în zonă va fi. Și oricând poate să apară un nou atac cu gaze, o nouă, nu știu, ceva, atac terorist, chestie, orice, care să reaprindă scânteia, dar strict, deocamdată, pe termen scurt, pare că s-a cam dezamorsat situația. Nu o să insist foarte mult asupra Siriei, asupra, să spun, situației de acum. E mai mult o chestie de politică, geopolitică, nu mă pricep nici foarte, foarte, foarte bine. Însă, din punctul meu de vedere, dacă ne uităm la grafice și la evoluția petrolului din ultima perioadă, ca o opinie personală, presiunea din zonă și prețul petrolului a crescut și a sunt mari de ceva timp. Nu doar de 200 de ani în urmă, când a fost atacul acela cu gaze, ci mult mai înainte. Și e o chestie, să zic așa, o problemă de fond, e mult mai complexă și mai complicată. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, nu m-aș aștepta la o detensionare completă, ci poate doar o amânare, să spunem, a unui posibil conflict în zonă. De altfel, periodic tot apar în zonă conflicte și dispar, altele se apanează, dar starea de fapt va continua acolo și, din punctul ăsta de vedere, cred că poate pe termen foarte scurt de vreme se va detensiona, dar pe termen lung premisele sunt în continuare pozitive, mai ales pentru petrol. Bun, dar pe termen lung, oricum o să ne uităm și pe grafice. 2. Lăsând la o parte calendarul de săptămâna asta, pe care o să-l luăm oricum, l-a publicat un pic mai încolo, mai avem un eveniment foarte important, și anume ședința Fed, care e pe 18 și asta e mai exact de mâine într-o săptămână fix. E, din punctul meu de vedere, sau are potențial de a fi cel mai important eveniment financiar, cel puțin din partea a doua anului. Poate chiar al întregului an. În sensul că o ședință de politică monetară, când sunt șanse foarte mari să se ia o decizie. Dacă nu se ia o decizie acum, adică săptămâna viitoare, atunci foarte probabil următoarea decizie se va lua undeva la anul mai încolo. Deci probabil undeva vreo 5-6 luni aproximativ, cam aceeași linie va fi păstrată ca și politică monetară. Dacă e să se ia acum o decizie, va avea implicații mari. Dacă e să nu se ia o decizie, iarăși are implicații destul de mari, pentru că în cazul de față, ce ar însemna să nu se ia o decizie? Adică Fed să tipărească în continuare, la fel. La fel pentru probabil încă jumătate de an. Deci asta ar însemna că
măcar câteva luni, piața se va comporta ca și cum se va, se că va comporta conform unei tipăriri foarte puternice de USD pentru încă o perioadă destul de lungă de timp. Dacă e să ia o decizie privind întărirea politicii monetare, iarăși, atunci e clar că se schimbă ceva și vom avea întărire USD, probabil scădere de pe burse și tot așa. Bun. Am mai vorbit despre conferința Fed. Pregătim un eveniment special dedicat conferinței Fed, care să fie săptămâna viitoare. Nu o să insist foarte, foarte, foarte mult acum, pentru că am mai făcut-o. Tot ce pot să spun însă este că cel mai important eveniment al perioadei, de departe, de departe, este ședința de politică monetară de miercurea cealaltă. Până atunci, cum stăm? Păi stăm două chestii. Odată, pe termen foarte scurt, detensionarea situației din Siria, pe termen lung, iminența sau impactul evenimentului a posibil foarte important. Deci, cu alte cuvinte, strict din punct de vedere fundamental, e puțin probabil să mai avem mai o săptămână. Puțin probabil să avem ceva care să schimbe absolut complet radical poza până atunci. Orice e posibil, dar e puțin probabil. Deci nici indicatori economici nu mai pot fi atât de mulți și atât de importanti încât să schimbe situația. Cel mai probabil piețele vor evolua ușor pozitiv sau pro-risc până la ședința de politică monetară, până la viitoarea ședință de politică monetară într-o săptămână și atunci vedem. Cu alte cuvinte, șansa destul de mare ca trendurile păstrate astăzi, într-o proporție din ce în ce în ce mai mică, să se păstreze până miercurea cealaltă, până marți miercurea cealaltă. De ce din ce în ce mai mică? Pentru că astăzi, practic, sau după cum văd eu în piețe, s-a detensionat Siria. Nu poți să ai o detensionare Siria în fiecare zi până miercurea cealaltă. Va mai fi o reacție post-detensionare, dacă vreți, dar din ce mai mică. Bun, o să mergem și pe grafice, partea a doua. Acum luăm calendarul, calendarul economic de săptămâna asta, să vedem ce mai e important. Ce am văzut în ultima perioadă? Nu are legătură doar cu săptămâna asta. Am văzut niște date destul de bune, nu foarte, dar un pic peste așteptări din China. Acum există totdeauna, hai să zicem, nu atât scandal, ci suspiciuni. Suspiciuni că datele de acolo ar putea fi ușor contrafăcute. E foarte probabil că până la urmă chinezii contrafac multe chestii. Deci n-ar aplica-o și la datele economice. Dar, strict obiectiv, dar le-au venit peste așteptări și piața a reacționat la ele. Acum că sunt mai mult sau mai puțin contrafăcute datele sau mai puțin relevante, nu știu. Dar piețele au reacționat pozitiv. Ca factor global, așa să e eveniment global, China pare să meargă un pic mai bine în ultima perioadă. Asta pot să spun. Bun. Ok. Bun, hai să luăm calendarul cu ce vine. Mâine nu sunt, din câte văd, de evenimente foarte, pardon, mâine, nu sunt foarte, foarte importante. Ar fi date din zona euro. În general, în zona euro, în ultima perioadă, datele economice au fost puțin mai bune. Și cam asta pare să fie trendul din ultima perioadă. Nu bune, dar ceva mai bune decât așteptările. Și atunci, dacă avem date bune în general din zona euro în ultima perioadă, atunci m-aș aștepta ca și, hai să vedem, producția industrială. Cum arată graficul în ultima perioadă? În general, am avut niște reveniri în ultima perioadă, m-aș aștepta mai curând să meargă tot așa, cât de cât în sus, ceva de genul ăsta, și să avem și mâine o creștere.
se așteaptă undeva un 0,1. Mâine se așteaptă un 0,1. Deși practic așteaptă se așteaptă stagnare mâine, mai curând m-aș aștepta să meargă un picuț mai sus. Ce ar însemna asta? Da, tărie pentru euro. Date bune pentru euro înseamnă clar apetit pentru cumpărare euro. Deci, ba, dacă datele economice vin mai bune decât așteptările, euro probabil crește. E cumulat cu ce se întâmplă pe piețele internaționale. Deci, astăzi, cel mai important lucru este detensionarea Siriei. Foarte probabil va exista o inerție. Deci mâine, detensionarea Siriei nu aduce direct întărirea euro, ci direct deprecierea USD. Dar cum 70 și ceva, 60 și ceva, aproape 70% din piața Forex e euro-USD, n-ai cum să scadă USD fără să aibă prin balanță o întărire a euro. Deci din punctul ăsta de vedere, cred că și datele economice ar ajuta, dar vin oricum pe un fond pozitiv. Din punctul meu de vedere, mâine m-aș aștepta mai curând să avem o zi ușor pozitivă pentru euro, în sensul că date economice să vină poate un pic peste așteptări și să continue un pic inerția de astăzi. Totuși, repet, avem de-a face cu detensionare, deci nu poți să ai o detensionare în aceeași magnitudine pentru multe zile. Cel mai probabil astăzi a fost creșterea, după care mai vine o inerție așa din ce în ce mai puțină. Dar o să ne uităm și pe grafic. Până marțea, hai să zic luni marțea viitoare, mai curând m-aș uita pentru scădere dolar și apreciere euro, probabil și aud. Să vorbim și de asta. Bun. Deci hai să spunem mai curând din punct de vedere al evenimentelor de astăzi, până la sfârșitul săptămânii, poate și luni, ușor pro-risc. Bun. Date economice din zona euro. Mai curând, repet, m-aș aștepta să vină ușoare creștere și puțin peste așteptări și asta să fie oarecum pro-euro, să sprijină un pic euro. Jobless claims. Asta, sincer, n-a avut variații foarte, foarte mari în ultima perioadă. Mai curând, dacă ar fi să mă iei trendul, e ușor, ușor, ușor descendent în ultima perioadă. Dar atât de ușor încât mâine poate fi clar non-event. Strict, sincer, m-aș uita ca indicatorul ăsta jobless claim să fie mai curând non-event. A fost 323, se așteaptă 330. Deci, practic, se așteaptă o cam stagnare. Nu cred că va avea influență foarte mare. E pus cu roșu aici. Mai curând, aici avem o mică contradicție în SUA. Datele de sentiment și datele din economie au fost destul de bune în ultima perioadă. Chiar săptămâna trecută am avut niște depășiri de așteptări. Niște depășiri destul de mari ale așteptărilor. Datele din piața muncii sunt în continuare slabe, ca să nu zic mai rău. Și atunci e un pic defazaj. Dacă este te uiți după ce se întâmplă în piața muncii, nu o te aștepți la surprize pozitive. Dacă se te uiți după ce se întâmplă în economie, parcă te aștepta să mai vină un pic de surpriză pozitivă. Din punctul meu de vedere, legat de indicatorul de joi, initial claims, cel mai puțin probabil, nu știu ce e probabil, să vină în linie sau să bată așteptările, să vină mai jos decât se așteaptă, însă cel mai puțin probabil, zic eu, e să crească. Datele din piața muncii arată stagnare, datele din economie, indicatorii de sentiment arată creștere economică, deci teoretic mai bine pentru piața muncii. Și atunci e mai puțin probabil să scadă, deci să vină date pentru piața muncii. Date bune, dacă e stagnare, probabil că nu va fi nimic, niciun fel de mișcare sau nu va fi o mișcare importantă. Dacă vin date bune, mai curând m-aș aștepta la poate niște corecții pe USD.
Acum, dacă ne uităm și la grafic, și tot zic că dacă ne uităm și la grafic, și asta e, trebuie să ne uităm și la grafic un pic, ca să vorbim un pic în context, creștere ieri, astăzi, astăzi va mai fi probabil, vie joi, adică mâine, poimâine e posibil să mai avem niște corecții. M-aș uita la probabil aici a avut, dacă este de 4 ore, a fost un fel de stagnare aici. Probabil că va mai crește un pic în perioada următoare, adică poate astăzi sau mâine să mai crească un pic, dar mai slab, în niciun caz la fel de puternic va a crescut ieri. Dar hai să zicem așa, încă o creștere poate ușoară, după care un pic înapoi. Deci o mică corecție. Hai să zic așa, ca și strict din punct de vedere al evenimentelor, mâine m-aș aștepta mai curând să fie o zi pozitivă pentru euro, iar joi, din punct de vedere al indicatorilor, ar putea să fie să avem o stagnare, fie o ușoară corecție. Deci cam asta ar fi, să zicem, scenariul în perioada următoare. Ori ușoară creștere, ori corecție și o retestare undeva pe joi. Mai luați în calcul și ceva. Evenimentul de săptămâna viitoare, de miercuri, e foarte, foarte, foarte important. Și nu vă așteptați la mișcări foarte mari ale pieței cu 2 zile înainte. E atât de important evenimentul încât măcar 1-2 zile înainte, aproape sigur, nu o să fie mișcări foarte mari. Dacă vă uitați în general la un indicator economic sau când e prognozat un indicator economic oarecare, unul, să zicem, de importanță medie, veți vedea că, în general, cam cu câteva ore înainte, nu știu să zic, 2 ore înainte, o oră, două înainte, de obicei piața cam stă într-un range, o stagnare. Exact asta mă aștept să se și întâmple, doar că păstrând proporționalitatea, avem de-a face cu un eveniment super important săptămâna viitoare, deci piața o să intre în stand-by mult mai mult decât 2 ore înainte. Eu zic măcar o zi, două. Deci asta înseamnă că undeva luni, marți, să avem cam stagnare. Poate doar să fie, dacă se mai întâmplă ceva peste weekend și să avem luni un gap, poate de ajustare, după care cam stagnare. Deci m-aș gândi că pentru finalul săptămânii este, să zicem, poate mâine să mai fie ceva crește, după care să avem un pic de stagnare și undeva în zona 1.33 să ne găsească ședința Fed. Deci poate încă o mie creștere până în zona 1.33 și aici să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ori în jos, ori în sus. O să vedem la grafice și după aia, dar am vrut să fac așa un fel de contextualizare a știrilor macro. Bun. Retail sales. Mai avem și niște date din zona euro, dar nu atât foarte importante. Cred că cele mai importante date de vineri sunt vânzările cu amănuntul. Retail sales. Retail sales ce înseamnă? Vânzările cu amănuntul. Ar putea avea să miște destul de multișor piața, nu foarte mult, dar vizibil, pentru că retail sales e un indicator destul de corelat cu rata șomajului și are logică. Dacă americanii câștigă bine, că sunt angajați, consumă destul de mult. Dacă consumă destul de mult, automat și inflația crește și economia merge destul de bine. Dacă vânzările ca amănuntul sunt praf, atunci e clar că nici șomajul nu are cum să fie foarte, foarte riscăzut, e clar că nici sentimentul nu are cum să fie foarte bun și atunci foarte probabil și stimulul rămâne. Din ce am văzut așa pe economie, pe indice de sentiment, parcă m-aș aștepta un pic și aici să vină, nu, în niciun caz mult, nu, dar poate un pic peste așteptări. De exemplu, se așteaptă 0,3 și 0,4. Hai să zicem că să fie poate un puțin cu 0,2, 0,1, 0,2 peste așteptări. Deci, ușor
vânzările să crească un pic, dar nu nimic spectaculos, dar mai curând l-aș vedea așa după poziționarea pieței un pic peste așteptări, dar nu spectaculos. Ce efect ar putea avea? Iarăși un efect ușor pro-USD. Din punctul ăsta de vedere, ieri am avut, ieri și astăzi, de tensionare, ieri pe piețe, ieri pe euro, astăzi, sau mai bine zis, pe dolar, că de fapt acolo e epicentru, dolarul, nu euro. Ieri am avut de tensionare pe USD, astăzi avem pe petrol și pe bursă, a fost ieri și pe bursă, dar astăzi e mult mai preeminent. Deci, detensionarea situației din Golf, automat m-aș aștepta ca și ea să mai continue un pic din inerție și poate joi, poate vine, poate joi și vine să avem niște corecții la detensionarea asta. Pe ansamblu, săptămâna, zic eu, foarte probabil va fi pe plus din punct de vedere burselor și din punct de vedere al euro-USD. Dar ultimele 2 zile, ori ultima zi, ori ultimele 2, m-aș aștepta mai curând la niște mici corecții. Cred că cel mai mare potențial de continuare este astăzi și mâine, continuarea mișcării. Deja de joi sau vineri, parcă m-aș aștepta la stagnare și poate ușor corecții. Timingul e mai greu de făcut, dar strict din punct de vedere al calendarului macroeconomic, mâine, mai curând, ar fi o zi ușor pro-euro, joi și vineri, mai curând, zile ușor pro-USD. În sensul că evenimentele, dacă e să aibă așa influență mai mare, nu mă aștept oricum să aibă influență foarte mare calendarul de săptămâna asta, dar evenimentele mai curând ar putea să influențeze, sau mai probabil ar influența, am spus, mâine ușor de o tărie pe euro și la sfârșitul săptămânii, joi și vineri, mai curând o întărire un pic a USD. Bun, avem și o întrebare. La ce să ne așteptăm de la ședința Fed? Din punctul meu de vedere, la întărirea și de politicii monetare. Aici e un pic tricky, în sensul că acum Fed tipărește 85 de miliarde de dolari pe lună. M-aș aștepta la o întărire, Fed să o prezinte ca o întărire a politicii monetare, din principal din rațiuni de imagine, și să o prezinte în așa fel încât să poți zici, da, e o întărire, în sensul că o întărire a politicii monetare, dar în niciun caz o revenire prea curând la normalitate. În sensul că, spunea, Fed tipărește 85. Eu mă aștept să scadă suma asta, adică nu mai tipărim 85, tipărim, nu știu, 70, 75, 60, 65, nu știu, mai puțin. Ei o vor putea prezenta clar ca o întărire de politică monetară și, dintr-un anumit punct de vedere, ar fi corect, adică întăresc politica monetară, nu mai tipăresc 85, tipăresc, nu știu, mai puțin, cât o fi mai puțin. Însă, în continuare, politica rămâne practic puternic stimulativă, pentru că, ok, nu mai tipărești 85, dar tipărești, nu știu, 60-70, tot tipărești, deci tot sprijină. Ce efecte cred că va avea? O întărire a USD, și o scădere a burselor și o scădere pe piețele internaționale de mărfuri. Deci scădere aur, scădere argint, foarte probabil și scădere petrol, dacă tot s-a mai detensionat situația. Asta e scenariul meu. Acum, nu știu, poate să se întâmple orice. Dar personal eu m-aș aștepta la o întărire a politicii monetare, dar în condițiile astea, deci nu o renunțare, în niciun caz la stimul, niciun caz, ci doar o scădere a lui. Bun. Asta, repet, m-aș aștepta eu să fie săptămâna viitoare. Deci, practic, o întărire USD, cred că ar fi, zic eu, cel mai probabil scenariu și ar fi și principalul drive, principalul motor al piețelor ulterior, cu toate implicațiile pe restul piețelor financiare. Cum putem tranzacționa ședința Fed? Întrebare destul de bună. Mai
Mai curând, pot să vă spun clar cum puteți tranziționa ședința Fed. Strict ședința Fed de riscant. De ce? Pentru că șansa este foarte mare să avem iarăși o volatilitate imensă în timpul ședinței Fed. Deci, volatilitate de aia de plus 100 de pipi. Acum o să vă spun exact cum funcționează, cam cum funcționează lucrurile și cam cum a, în funcție de asta o să vă dați seama și cam cum ați putea tranziționa mai safe ședința Fed. Strict din punct de vedere al pe termen foarte scurt, în timpul ședinței Fed nu vă recomand să faceți tranzacții. De ce? Pentru că poate să zică ceva Bernanke, automat lichiditatea va fi mult mai mică în piețe și automat există riscul de, știți, mișcarea de ala de 100 de pips și 150 de pips în 2 minute. Poate nici în 2 minute, deci niște lumânări de ala imense. Există riscul ăsta, clar, și pe lumânările respective automat pot apărea recotări sau poate să apară un spread real foarte mare sau pot fi probleme. Deci nu vă băgați la știri, în general e dezastros acolo. Și mai ales că nu e o știre oarecare, un eveniment X neimportant. E poate cel mai... poate să apară și gap, da. E genul de eveniment la care clar poate genera și gap, și gap mare. Deci, repet, nu e o știre de rutină de asta, de apare în fiecare săptămână, ci ar putea să fie unul de cele mai importante știri de anul acesta. Poate să fie și non-event, dar e o presiune foarte mare pe ședința asta, încât nu prea sunt șanse foarte mici să fie non-event, adică non-event e când nu ia nicio decizie. În cazul de față însă nicio decizie tot ar însemna o prelungire a programului și atunci ar putea să pice USD-ul. Deci cred că mizele sunt foarte mari sau șansa ca mizele sunt foarte să fie atât de mari încât să n-aibă cum să fie non-event. Chiar și dacă nu fac nimic, tot să aibă un impact major. Și atunci zic eu o șansă foarte, foarte mare să avem niște mișcări de-astea, spike-uri și poate și gap și poate și chestii de-astea, mișcări foarte violente în timpul conferinței. Nu vă recomand sub nicio formă să intrați în timpul conferinței. Ce se poate face însă, totuși? Fondurile mari, adică jucătorii foarte, foarte mari pe piața valutară, funcționează în felul următor. Vine cu tare eveniment și apare într-un fel. Nu știu, vine fel și dă un mesaj X. Bun, după care managerii de fond se întâlnesc, ce facem? Uite, care e evenimentul? Păi a zis Fed X, bun, ce impact are asta? Mă rog, au analiză, au analiști, au o grămadă de instrumente, bun, asta e impactul. Ce trebuie să facem? Uite, chestia asta, hai să rebalansăm portofoliul. Și după care se apucă să rebalanseze portofoliul și în funcție de eveniment, dacă e mare și ăsta va fi mare, rebalansarea portofoliilor ar putea dura destul de mult. Asta înseamnă că e șansă foarte mare să întâmple ceva de genul următor. Vine, e efectiv evenimentul, ședința, live. Au loc niște mișcări acolo, harcea parcea se duce plus minus 200 de pips, nu știu, are o volatilitate de asta foarte mare. După care piețele se mai calmează, după care începe să se declanșeze trendul sustenabil sau trendul mare dat de jucătorii foarte mari. Deci, să zicem, dacă ar fi să desenez așa un fel de impact al graficului. Zicem că ai liniște înainte de eveniment, ai evenimentul, ai un volatilitate foarte mare, după care fie negativ, fie pozitiv, ceva de genul ăsta ar fi. În sensul că iar ce putem tranzacționa este să ignorăm complet volatilitatea foarte mare din timpul ședinței, să ne concentrăm asupra ce înseamnă pe termen ceva mai lung.
Și asta ar însemna că nu prea efectiv, nu prea avem ce face de tranzacționare miercuri, ci undeva de joi ailaltă am putea să începem să tranzacționăm din evenimentul ăsta. Deci miercuri foarte probabil vor fi niște spike-uri foarte mari. Mai e și o altă probabilitate, și altă posibilitate. Să încerci să anticipezi. La anticipare e un pic riscant. În sensul că nu prea poți să ții un stop. La genul ăsta de eveniment nu prea poți să ții un stop loss mic. Deci e genul de eveniment în care ori câștigi probabil 100 și ceva, poate 200 de pipi și ori pierzi 100 și ceva de pipi. Că altfel nu prea ai cum să ții în timpul conferinței stop loss-ul sau orice altfel de ordine e semisortit eșecului. Din punctul meu de vedere, repet, șansele sunt mai mari să avem o întărire USD. De ce? Pentru că s-a pus clar problema de mai multe ori de întărire de politică monetară. Deci toate discuțiile de până acum convergă oarecum spre direcția că, ok, bun, ar cam trebui undeva, cândva, să facem și o întărire de politică monetară, dar foarte graduală, astfel încât economia să nu simtă și astfel încât să nu afectăm foarte mult și alte piețe. S-a încercat, s-a lansat așa, s-a făcut un test prin primăvară și dobânzile au reacționat destul de negativ, în sensul că au crescut dobânzile. După care Fed a dat înapoi, stai că nu mai facem deocamdată, mai vede un pic mai încolo. Mai așa, de atunci, datele economice însă s-au mai îmbunătățit un pic, mai ales din Europa. Dar și în America. Dacă 2. 2. Până acum piața a pus în preț, în fiecare secundă, un USD tipărit. Adică până acum Fed tipărește 85. Deci a avut impactul ăsta. Fed sau eu nu cred sub nicio formă că va întări, că va, pardon, va crește stimulul. Deci va stimula și mai mult. Mi se pare exclus. Teoretic sunt trei variante. Să crească stimulul, să-l mențină sau să-l scadă. Să-l crească, mi se pare exclus. Nu au absolut niciun fel de justificare și niciun fel de lucru nu arată că direcția asta, creșterea stimulului, este deocamdată o opțiune pe masă. Deci rămâne doar stagnare, adică să lase stimulul la fel, sau întărire graduală. Datele economice însă s-au îmbunătățit. Nu mult. Nu mult, dar s-au îmbunătățit. Din punctul ăsta de vedere, cred că șansele sunt destul de mari să avem o întărire foarte ușoară și mesajul ăsta. În realitate, Fed, mă gândesc că ar putea încerca să împuște și iepurile astea. În sensul că au mai fost din stenogramele acelea pe care le public, au mai fost de câteva ori înaintată problema de bule speculative. În sensul că, ok, noi tipărim, asta ajută economia, bun, dar pe de altă parte și riscă să creeze bule speculative. Adică sunt clar conștienți și membrii Fed că există riscul ăsta. Bun, și atunci Fed ar putea gândi în felul următor. Pentru economie, o scădere a stimulului ar fi, dar o scădere așa foarte mică n-ar însemna o diferență foarte mare. Adică nu e că economia s-ar prăbuși dacă în loc de 85 tipărești 60 de miliarde. N-ar fi un dezastru atât de mare. Însă ar putea dezamorsa o parte dintre bule speculative și de sentimentul ăsta de pe burse că Fed face oricât, oricum și de acum încolo, ever, până la sfârșitul Universului, vor tipări și vor crește totul. E un sentiment periculos chestia asta și atunci ar putea dezamorsa un pic chestia asta și eu cred că și pe asta vor merge. Deci să scadă un pic stimulul, doar ca să dea un mesaj, în realitate pentru economie să nu fie o influență vizibilă, foarte mică, dar să fie mai curând un fel de mesaj pentru piețele financiare. Vedeți că putem să o luăm și în sensul de întărire.
Și atunci cred că cel mai probabil e acel, scenariul acela de întărire USD, iar strict din punct de vedere al tradingului, scenariul creșterii euro-USD, deci scenariul deprecierii USD, are nu adică probabilitate mai mică, ci are potențial mai mic. Adică dacă aș paria, să zicem, long euro-USD, potențialul de creștere ar fi mai limitat decât potențialul de scădere. În sensul că până acum a tipărit. Dacă nu există posibilitatea să tipărească și mai mult, înseamnă că potențialul de creștere e relativ limitat. Potențialul de scădere e clar mai mare pentru că pot întări politica monetară. Și probabil că vor și da mesaj de genul ăsta. Bun. Cam asta m-aș aștepta eu de săptămâna viitoare. Hai să mergem pe grafice, efectiv, să vedem. Avem EURUSD. Aici, pe termen ceva mai lung, grafic săptămânal, e un trend ascendent aici de sus care a fost rezistență și un trend de jos suport. Cea mai probabilă evoluție din punctul meu de vedere este să meargă tot în jos. Deci clar de trend descendent. Spuneam că astăzi sau mâine mai văd eu potențial real pentru euro de creștere din punct de vedere fundamental, ceea ce asta însemna undeva poate un 1.33 sau pe lângă, deci să crească undeva la 1.33 în zona asta de aici. Luni, marți, foarte probabil stagnare, după care părerea mea că va fi evoluție descendentă și mergem undeva către 28-29, deci ceva de genul ăsta. Mizând pe o întărire a politicii monetare de către Fed. Dar v-am spus ce înseamnă întărire. Nu de real pentru economie, ci doar puțin așa mai mult ca un fel de mesaj pentru piețele financiare. Deci aș merge ceva de genul ăsta. Cam așa. Repet, personal mă aștept ca Fed să întărească ședința de politică monetară, ceea ce aduce la o întărire USD. Că tot vorbim de USD, Dollar Index. Asta e cel mai relevant din punctul ăsta de vedere. Am avut clar un trend descendent aici pentru o perioadă destul de lungă. Trend clar spart aici. Din punctul meu de vedere aici, eu ce avem în piață acum este un fel de, hai să spunem, triunghiuleț de continuare, ceva de genul ăsta, cam așa. Un contratrend, șansă destul de mare să mergem în sus. Scenariul sau evoluția relativ similară cum cu ce s-a întâmplat aici sau și mai înainte. Aici, în zona asta, doar că păstrând proporțiile. Acum, în cazul unui mesaj pozitiv din partea Fed, adică o întărire, m-aș aștepta să meargă destul de repede și să fie ca timp așa mai aproape de scenariul ăsta de aici. Dar în zona asta avem și un prag de rezistență care s-a dovedit din o dată rezistență. Scădere, zic eu, destul de limitată, șansă destul de mare ca să avem o repriză de creștere aici. Scenariu alternativ, că oricând, suport ar fi cam aici. Zona 81,5-81,6. Deci, uitându-mă pe USD Index, n-ar mai fi foarte mult de scădere, deci ar mai putea să fie una, două zile până găsește suportul ăsta. Și eu cred că 81,5-81,6 are toate șansele să fie suport în zona asta aici, după care din nou un trend ascendent în sus. Dacă cumva Fed nu ia nicio măsură de stimulare, de întărire a politicii monetare, atunci foarte probabil mergem în jos și testăm zona 80,5. Deci, surpriza pentru piețe ar fi să, cred eu, să nu facă absolut nimic și atunci am un scenariu descendent pentru USD, target în zona asta de aici. Scenariu descendent pentru USD, deci dacă Fed menține stimulul sau chiar îl crește, dar asta nu mi se pare că e cu adevărat posibil să crească în condițiile astea, dar dacă îl menține stimulul, USD ajunge din nou în zona 1.345 și 1 30 și azi 1.345 ceva de genul ăsta. Șansă destul de mare să facă și noi maxime. Undeva, repet, până în zona 1.345. Și aici avem din nou rezistență, plus stagnare și probabil din nou în jos după aceea. În cazul în care nu scad stimulul,
Piața va spune ceva de genul ăsta. Ok, bun. Ah, n-au scăzut stimula acum. Ah, deci probabil că o să scadă mai încolo. Bun. Ce ar însemna asta? Din nou, mers în sus și încă o dată repetiri copy-paste perioada asta de aici. Când practic piețele ajunseseră la un nivel destul de sus pentru, adică destul de tare pentru euro față de dolar, mai așteptăm aici o perioadă, după care la un moment dat o să apară din nou conceptul sau ideea că hai că Fed o să întărească, și atunci iarăși o să avem scădere și poate atunci chiar întăresc și atunci mergem din nou până jos. Deci ceva de genul ăsta. Pe termen lung văd următoarele două scenarii. Cel mai probabil stagnare, după care scădere 1,29 pe fondul unei întăriri, sau dacă nu întăresc politica monetară, ajunge până la 34-35. Aici să avem o stagnare destul de lungă, deci încă o dată repetăm figura asta de aici, după care undeva spre sfârșitul anului sau începutul anului viitor, iarăși din nou în jos scădere, că o să fie întărire din partea Fed. Bun. Astea sunt cele două scenarii. Și mai repet o dată, pentru că mi se pare foarte important, nu vă recomand sub nicio formă să vă băgați să tranzacționați fix în momentul ședinței Fed. Deci atunci e 99,9% măcel, efectiv măcel. Singurele variante, din punctul meu de vedere, pe care le-aș putea vedea viabile pentru tranzacționare sunt ori mă poziționez de marți, miercuri conferința, mă poziționez de marți pentru scenariu și o probabilitate un pic mai mare e acord scenariului de întărire, dar în cazul în care aleg să mă poziționez dinainte, nu mergeți cu stop loss și take profit. Pentru că la stop loss și la take profit aveți toate șansele să vi se execute ordin undeva foarte aiurea, pentru că sunt șanse mari să fie un gap în conferința respectivă. Și atunci, gap înseamnă efectiv că în o anumită zonă, și s-ar putea să fie destul de mare, efectiv să nu existe ordine în piață, de contraparte, nu știu, de buy sau sell, depinde ce zic aia. Dar efectiv toată lumea să vrea să, toată piața, tot globul să vrea să vândă sau să cumpere în aceeași secundă toți deodată, și atunci evident nu mai există contraparte. Și atunci te trezești că ți-ai luat tot din stop undeva, hăt, la mama naibii. Și te întreb de ce. De ce? Pentru că tot globul a vrut să vândă în aceeași secundă cu tine, de sau să cumpere, depinde. Și atunci așteptați-vă din start la o tranzacție cu un plus sau un minus, un potențial plus sau minus de peste 100 de pipi. Deci, dacă vi se pare că e mult și că nu prezistați la o asemenea pierdere, atunci nu vă băgați în tranzacție de genul ăsta. Punct. Deci, repet, o tranzacție anticipativă pentru ce face Fed, trebuie să o luați din start ca având minim 100 de pipi de profit sau pierdere. Dacă vi se pare mult, nu vă băgați, simplu. Deci asta ar fi o dată anticipativ, dar anticipativ, repet, poate să însemne un plus, minus de 100 și ceva de pipi și pe puțin, sau ulterior. E un eveniment foarte mare, foarte important. Dacă e să vină, nu știu în ce fel va veni, foarte probabil impactul va fi nu doar ziua aia, orele, minutele ulterioare, ci impactul va fi foarte probabil pe următoarea jumătate de an. Deci, dacă e să fie întărire de politică monetară, părerea mea că e șansă foarte mare să vedem USD-ul sau Euro-USD-ul minus 300 de pip și ușor. Dacă e să fie menținere a stimulului plus vreo 200 și ceva de pip și după care iarăși va fi probabil o opțiune bună de sell. Dar iarăși nu o să fie ceva ca aici, cred. Adică se duce și o să stea iarăși destul de mult într-un range în zona asta pe aici, așa, și plictiseală, plictiseală. Adică, mă rog, plus minus 100 de pip și cât a fost acolo. Bun. Hai să ne uităm și pe alte. Pe ce altceva ar putea să mai aibă impact Fed? S&P 500. Indicele bursier. Asta s-a detensionat pe Siria. Aici a picat pe Siria. Șansă foarte mare ca până la Fed
să avem o detensionare și aici dacă ne uităm pe termen un pic mai lung, vedem un fel de triunghi ascendent aici. Nu totdeauna, dar statistic șansa este mai mare și pe aura și bineînțeles impact. Șansa este foarte mare ca triunghiurile astea ascendente să se spargă în jos, deci mai curând scădere. Dar pe termen foarte scurt, o săptămână să zicem, că atâta mai e practic, atâta mai e din până miercuri elaltă. Dar hai să zicem că miercuri oricum nu se iei deja mult prea târziu, marți probabil că nu o să se întâmple nimic. Cred că trading efectiv mai e și pe S&P până luni, inclusiv cam atât. Bun. Deci până luni, dacă e mai e să fie, și până luni ce ar putea să fie? Cel mai probabil din nou sus, atenție, aici a făcut nou maxim față de aici. Șanse foarte mari ca și aici să facă nou maxim față de maximul precedent. Maximul precedent a fost la precizie ochiometrică maximă 17.08, 1708. Aproximativ acolo, cât o fi plus minus 0. Deci, părerea mea că până miercurea elaltă, S&P mai are de crescut până să facă noi maxime și două scenarii. Scenariul cu noi maxime până la ședința Fed. Dacă menține Fed stimulul, foarte probabil sparge și triunghiul ăsta ascendent și se duce iarăși în sus. Și dacă se duce în sus, odată avem potențial ascendent pentru poate vreo 2-3 luni cel puțin. Dacă se duce din nou în sus, l-aș vedea undeva, poate chiar pe la 1800 aproximativ. Deci ceva de genul ăsta. Ăsta ar fi potențial ascendent. Dacă Fed întărește ședința de politică monetară, foarte probabil spargem trendul ăsta pe care suntem acum și ne oprim pe trendul ascendent anterior. Deci, rezistență 1700, puțin peste 1710, în caz de întărire, undeva probabil pica și pe la 1600, 1550, 1600, deci undeva pe linia asta de aici. Cam asta ar fi scenariul descendent. Deci, cam așa. Până miercuri însă, șanse foarte mari, repet, să ne găsească sus pe S&P, adică undeva pe aici. Și de acolo ori în sus serios până pe la 1800 și ceva, ori în jos la 1540-1550. Asta după Fed. Totuși, și aici trebuie să repete avertismentul pe absolut. Deci e un eveniment atât de mare încât absolut toate instrumentele și, nu știu, NSD cad, o să se miște. Orice, deci toate instrumentele, absolut toate vor fi, sau sunt șanse foarte mari să aibă niște mișcări violente. Deci, dacă aveți aversiune la mișcări violente, pur și simplu nu vă băgați orice altă pereche, asta transacțională sau alt instrument. Bun, asta pe S&P 500. Am mai două întrebări, am mai pus, trei de fapt, că și aur ar fi, bineînțeles. AUD/USD. AUD/USD. Uite, aici AUD/USD. AUD/USD. Am avut un prag important pe care îl retestăm. 0,93 să zicem. Că e mai rotund. Aproximativ 0,93 plus minus acolo un pic. 0,93. Din punctul meu de vedere, asta pare mai curând sau un fel de flag, steguleț. Deci cam ceva de genul ăsta și în general steguleț e o formațiune de continuare. Două scenarii și aici. Cel mai probabil este ăsta de continuare și să fie un fel de steguleț aici, flag. Scenariul ăsta ar însemna ce? Picaj AUD, întărire USD. E clar că scenariul ăsta pune în preț întărire USD, deci practic ca Fed să reducă stimulul. În cazul în care mi se întâmplă scenariul ăsta pe care eu îl consider un pic mai probabil, ar trebui să mergem foarte probabil undeva în jos pe următorul nivel cu adevărat important. Și următorul nivel cu adevărat important e undeva la 0,8.
în zona asta de aici. Deci un potențial de, dar nu pe termen scurt, în niciun caz, un potențial de vreo 1200, 1100, 1200 de puncte. Văd adică văd împlinindu-se scenariul ăsta în condițiile în care Fed, repet, întărește politica monetară. Dacă nu o întărește, va exista premisa că o va întări în viitor, dar nu în viitor foarte apropiat. Și atunci aud USD ar putea să aibă o revenire undeva până pe la 1 poate, deci undeva în zona asta de aici, după care probabil din nou un trend descendent, ceva de genul ăsta. Dar în cazul în care Fed nu întărește, așteptați-vă la creștere, după care mai încolo scădere. Dar uitați, suntem pe graficul weekly. Deci eventuală creștere pe o neîntărire a ședinței de politică monetară ar putea să fie ușor, ușor undeva la vreo 20 și ceva de săptămâni, 15-20 de săptămâni. Ceea ce asta înseamnă undeva cam până pe la sfârșitul anului. A mai mult sau mai puțin. Acum, strict de ședința asta Fed. Am mai citit niște, i-am mai repetat, dar mi se pare că sunt și câțiva noi aici. Atunci o să, pentru ei mai mult o să repet. E oarecum politică. Sau are și o componentă masivă de politică. În sensul că Obama a anunțat că îl va schimba pe Ben Bernanke, președintele Fed-ului. Lui expiră oficial mandatul la sfârșitul anului ăsta, deci în decembrie. Bun, el e cunoscut ca fiind cel mai agresiv președinte Fed în ceea ce privește politica monetară. Nu vrea, sau pe cât posibil nu vrea să se retragă cu, mă rog, emblema asta, cu pancarda asta, cel mai agresiv președinte Fed ever din istorie. Și atunci, foarte probabil vrea ca pe final de mandat să îndulcească un pic, o să schimbe imagine, să facă un schimb de imagine, în sensul că, ok, uite, spre finalul meu politica a avut succes și spre finalul mandatului am început să întărim politica monetară. Repet, întărire înseamnă dacă tipărezi cu 85 de miliarde și după aia tipă 84 miliarde. Poate să fie strict de imagine, dar ei poate să zic, uite, nu mai tipărăm 85, tipărăm 84, 84,99 miliarde. Am întărit politica monetară. Și ăsta ar fi, zic eu, mesajul principal al Fed. 2. De ce jumătate de an? Că mai sunt ședințe, puteți, mă puteți întreba, dar mai sunt ședințe până la sfârșitul anului. De ce neapărat acum? E un eveniment foarte important. Foarte. Și Fed nu ar vrea să ia sau să ia o decizie de genul ăsta fără și o conferință de presă adițională. În sensul că sunt, hai să spunem, din punct de vedere al mediatizării, două tipuri de evenimente Fed. Unele cu conferință de presă și altele fără. Nu la fiecare ședință Fed fac conferință de presă. În general fac conferință de presă când iau o decizie mai importantă, ca după aia să poată să o explice mai bine și să ancoreze mai bine așteptările pieței, să-mi dea un mesaj, mă, cât pot ei, mai clar. Ședințe cu conferințe de presă după nu mai sunt decât două până la sfârșitul anului. Asta de miercurea viitoare și în decembrie. Însă în decembrie e ultima lună a lui Ben Bernanke. Foarte puțin probabil să ia o decizie majoră în decembrie și pe ultima sută de metri a mandatului lui. Nu se prea face chestia asta. Adică dacă iei să faci niște schimbări bruște, nu le faci când predai cheia biroului, ci le faci mai dinainte. Și atunci, din punct de vedere politic, e cam singura conferință de presă de anul ăsta în care se poate lua o decizie majoră a de politică monetară. A, așa se mai schimbe un pic așa o chestie. Da, dar decizie majoră ca asta, din punct de vedere politic, nu prea se poate lua decât miercurea viitoare. Bine, oricând pot apărea evenimente excepționale și atunci clar pot interveni, dar mergând pe premisa că nu o să apară cine știe ce super evenimente excepționale,
Ați înțeles. Bun. Ok. Pentru AUD, o întărire a dolarului pentru AUD ar avea clar efect negativ. Asta înseamnă clar scenariul descendent pentru AUD. Totuși, dacă ne uităm pe termen scurt, clar tendința e deocamdată ușor ascendentă și m-aș aștepta ca până miercurea viitoare să depășim un pic 0,9, un pic mai mult 0,93 și să ne situăm poate undeva aici, poate chiar și 0,94, să zicem. Deci un pic mai sus. Dar asta nu înseamnă decât că a retestat undeva zona asta, deci că e o rezistență puternică. Fost suport, acum e rezistență, e sub ea. Ori în jos, ori în sus pentru încă 3-4 luni, ceva de genul ăsta. GBP/USD. Am spus și de asta. GBP/USD. GBP/USD este pe un trend destul de mare descendent weekly. Din punctul meu de vedere, până miercuri, avem șanse foarte mari, dar foarte mari, să facem noi maxime. Deci un pic în sus. Încă, nu știu, poate 100 de pipi, ceva de genul ăsta. Totuși, direcția principală pe GBP/USD mi se pare mai curând trendul mare, mai curând descendent. Atunci până miercuri putem să mai avem niște creșteri un pic, dar în zona asta de aici mai curând m-aș aștepta la o întărire a dolarului față de liră, deci din nou în jos, ceva de genul ăsta. În 4, 5, 6 zile cât o mai fi, șansă foarte mare ca GBP/USD să facă noi maxime față de ăsta de aici. Și să fie, zic eu, o șansă destul de mare să repetăm un pic ce s-a întâmplat în trecut, adică maxim aici. S-a dus peste fostul maxim cu cât? 150 de pip și aproximativ. După care ce a făcut? A picat violent. Dacă se repetă scenariul, se duce, să zicem, 150 de pip și aproximativ peste ăsta, undeva cu între 1,6. E și 1,6 și o zonă mai rotundă, să zicem așa, deci se poate duce undeva pe aici. Șansă destul de mare după aia iar să avem scenariul descendent pe o întărire Fed. Gold. Aur. Aurul crește pe deprecierea USD și pe perspectivele de inflație. Din punctul meu de vedere, perspectivele de inflație clar vor crește pe termen lung. Fed s-a arătat ceva. Și anume că deocamdată nu poate sub nicio formă renunța în mod real la stimularea monetară. În sensul că au avut ei niște discuții despre întărire de politică monetară în primăvară și au început să crească, a picat bursa și a început să crească puternic dobânzile. În condițiile date real, ei nu pot, zic eu, că nu pot renunța la robinetul banilor tipăriți. Pentru că altfel dobânzile ar crește foarte mult și ar asfixia totul, ar omorâ, inclusiv America din traia însă și în default. Pentru că nu cred că și-ar permite, așa pe termen foarte scurt ar putea, dar pe termen lung nu și-ar putea permite dobânzi la obligațiunile de stat de 5-6%, ceva de genul ăsta. Și atunci, realmente nu pot, mai ales că deficitul e în creștere oricum. Și atunci nu-și pot permite să renunțe la tiparniță. Pot însă să mai închidă un pic, așa, mai strângă un pic robinetul, nu de tot, dar un pic. Și asta cred că se va întâmpla, mai strâng așa, ușor o țâră robinetul. Dar mai facă o încercare, așa, doar un gest de reflex, uite, face un pic că îl mai strângem robinetul. Mă rog, așa. Și atunci, din punctul meu de vedere, pe termen lung, scenariul pentru aur este în continuare pozitiv. Dar pe termen scurt, mai închid un pic robinetul, ceea ce ar însemna scădere. Aici am avut, din punctul meu de vedere, o clară depășire și o încheiere practică a trendului ăsta de aici, însă orice trend se încheie și cu short cover, deci după un an și ceva de scădere au foarte mulți shorteri. Și shorteria dintr-o dată s-au trezit de partea cealaltă a baricadei. Adică au lăsat că nu prea mai e de scădere. Și a crescut.
Deja crește din 20 iunie. După 2 luni s-au închis toți shorterii. Unii mai bine, alții mai prost, dar foarte probabil s-a închis. S-a închis excesul de short. Și atunci piața nu mai are potențial din punctul ăsta de vedere. Deci nu shorterii mai duc în sus dacă e să o ducă, ci o duce cumpărătorii. Dar cumpărătorii acum sunt mult mai precauți. Și atunci foarte probabil nu va mai exista scădere, creștere foarte puternică, m-aș aștepta undeva la o scădere până în poate 1200 plus minus, o marjă destul de mare, după care din nou în sus. Deci, practic, să avem un fel de trend ascendent, ceva de genul ăsta, și poate în zona asta pe aici, și după aia așa, trend ascendent în sus, o chestie de genul ăsta. O întărire sau o tentativă așa de imagine de întărire a USD-ului, ce poate să facă? Gold. Gold, de fapt, este o pereche. Gold USD. Dacă USD crește, gold, ce poate să facă? Euro JPY. Nu l-avem selectat. Nu o să-l punem aici. Euro JPY. Din punctul meu de vedere, Eurojupi este și el într-o zonă foarte, foarte, foarte importantă de rezistență. Am avut o primă fază aici foarte puternică de revenire, deci de creștere. Aici a fost un imens triunghi descendent și triunghiul ăsta s-a spart în sus. Și acum s-a cam detensionat toată problema asta, însă automat la mișcarea asta de corecție de aici, automat probabilitatea mai mare este să ai și o corecție destul de puternică. Corecție care să nu facă noi minime. După care, probabil, din nou în sus. Ceva de genul ăsta. Dacă ne uităm și aici la performanța relativă pe termen ceva mai lung, vedem că în ultima perioadă sunt destul de corelate, de altfel euro și jupei nu. În ultima așa perioadă sunt relativ destul de corelate. Ar putea să fie aici un eveniment ceva mai mare. Tare mi-e însă că până, efectiv, până miercuri, o să avem ceva similar cu S&P 500. Adică un triunghi ascendent aici, până miercuri, nu mai e foarte mult, să mai avem niște creșteri, nou maxim față de asta aici. Nou maxim ar putea să, de fapt, mai are cât? 20-30 de pipi ca să facă noi maxim. Foarte probabil va face noi maxim. Potențial până la linia aia cât mai are. Până la linia are. Nu cred că poate să facă atâția pipi. Da. Nu e foarte mult de fapt. O singură zi de asta de 50 de pipi și e suficient. Dar da. Adică ai, de exemplu, mai ușor. Aici a făcut chestia asta în câteva zile. Și mișcarea asta de aici, ce n-ar putea o repeta-o și aici? Că doar 3 zile toată mișcarea, practic. Ar putea să facă ceva de genul ăsta până aici, până miercurea viitoare, similar cu S&P 500, după care să avem și aici un fel de triunghi ascendent. Ceva de genul ăsta. Nu e chiar triunghi, da. Ar putea să meargă undeva pe aici, după care o scădere destul de puternică în jos. Oarecum similar cum a fost în zona asta de aici. Însă că vedeți și aici tot așa a fost o rezistență, a depășit-o, după care s-a dus în jos. Cam la fel m-aș aștepta și aici. Creștere până miercuri, rezistența aici după care în jos. Eu mizez mai când pe o întărire a ședinței de politică monetară. Până miercuri însă toate șansele sunt să mai avem creștere undeva până 1 38, 37, ceva de genul ăsta, cam așa. Și EURAUD pe final. EURAUD. EURAUD. Aici e clar un semnal bearish, cel puțin pe termen scurt, mă rog, scurt,
weekly. Rezistență depășită n-a putut să scadă, n-a putut să se mențină peste ea. Pe termen foarte scurt, mă aștept să mai merg în continuare în jos. Dar aici e foarte, foarte clar că linia asta, linia blă, 44-26, este un fel de pivot sau punct de mijloc. Iar rezistență notabilă avem sus și suport notabil avem undeva pe jos. Foarte probabil în perioada următoare un fel de triunghi aici în zona asta. Triunghi. Iar din triunghiul ăsta, dacă e să mă uit pe termen lung, cam așa ceva, m-aș aștepta la o evoluție mai curând descendentă, ceva de genul ăsta. Aici un fel de triunghi, cam așa, după care în jos, după care din nou în sus. Aș zice că ar putea să fie, de tot o întărire a USD ar putea să dea evoluție de genul ăsta. Aici doar performanța relativă dintre euro și euro și AUD. În cazul în care USD, dacă ar fi să se, hai să zicem așa, dacă ar fi să întărească USD-ul, ce ar cădea mai mult? Mai curând ar trebui să cadă mai mult AUD-ul, zic eu, dacă ar întări euro. Dar dacă ar întări dolarul, mai curând AUD-ul are în general o volatilitate un pic mai mare. Deci, picaj aici ar însemna mai curând totuși euro. Nu mi-e foarte clar aici. Nu mi-e foarte clar cum s-ar traduce. Mai sunt și alegeri în Germania și cred că mai curând asta ar putea să aibă un impact pe euro. M-aș gândi că o întărire a USD-ului oricum le va duce pe amândouă în jos. Dar care dintre ele o să fie cea mai... Nu știu. Aici, clar, a fost un prag care a încercat să țină, a încercat să fie, a fost rezistență, n-a reușit, a fost suport, n-a reușit. Cel mai probabil, repet, rezistență reală pe aici, suport real undeva pe aici. În zona asta m-aș aștepta la un fel de triunghi și mai curând un triunghi orientat către jos, după care, foarte probabil, din nou în sus. Însă... Deocamdată aici așteptați-vă mai curând la un triunghi. Nu mi-e foarte clar cum ar influența Fed asta, dar rezistență, foarte probabil suport și aici un fel de triunghi din ce în ce mai puțin. Deci ceva de genul ăsta, cam așa. Și mai avem un set de jupâi, hai să fac și pe ăsta. Dacă m-ați tot întrebat de euro, AUD și de USD/JPY. Din punct de vedere fundamental, nu sunt niște perechi foarte bune. Să vă explic și de ce. În general, sunt trei valute de refugiu. CHF, USD și JPY. Și sunt câteva monede de plasament riscante, AUD și USD. Și euro nu e, euro undeva pe la mijloc, dar euro a fost până de curând în perioada de criză, recesiune, e o monedă ceva mai riscantă, că sunt Italia, Spania, Grecia, le știți. Și atunci euro mai curând l-aș duce un pic spre AUD și NZD, adică o valută care se apreciază mai mult când există perioadă de când e bine și scade mai mult când e rău. Deci euro e mai puțin plasament, să zicem, mai riscant, în niciun caz refugiu. Și în cazul ăsta, la o decizie majoră din partea Fed-ului, mai curând vor merge în pluton ca CHF, USD și JPY și în alt pluton NZD, AUD și euro. Ca pariu sau ca tranzacționare, în general încerci să prinzi trendurile. Ar putea să fie și aici o chestie, depinde și de fiecare dintre voi. În general, există cam două tipuri de traderi. Unii de range, alții de trend. Acum, dacă vă gândiți la voi așa, o să vă dați seama de care sunteți.
Sunt unii trader care, în general, așteaptă întoarcerile, adică, în general, tranzacționează între. Îmi sare în ochii că e o aglomerare în zona asta de aici și încerc să intru când ajunge la range-ul sus, intru short și când ajunge partea de jos, intru long. Sau sunt trader care mai curând, uite, nu m-aș băga în range, dar mai curând aș vrea să tranzacționez un trend. Deci să aștept spargerea din range respectiv și să călăresc mult timp perechea respectivă. Amândouă pot fi, am strategii câștigătoare, amândouă pot fi pierzătoare dacă nu sunt făcute cum trebuie. Din punctul meu de vedere, pentru cei care tranzacționează sau care vor mișcări mari și care vor să stea mai curând, am luat o poziție și o las pentru mai mult timp. Nu vă uitați la perechi de genul ăsta, EURAUD sau USDJPY, că astea ori vor fi toate slabe, adică USD, CHF și JPY, ori o să fie tari toate, ori slabe toate, în condițiile în care Fed păstrează stimulul. Dacă Fed păstrează stimulul, o să fie tare AUD, NSD și euro, probabil și lira, la Pluton toate. Și atunci diferențele între ele nu o să fie foarte mari. Deci ideea e că dacă vrei să urmărești trendul, trebuie să pariezi pe un cal slab versus un cal tare sau un cal care se duce în stânga versus un cal care se duce în dreapta, deci pe diferență foarte mare între ele. Așa că din punct de vedere fundamental, diferențele între USD, JPY și CHF, indiferent de ce face Fed, nu o să fie foarte mari. Și atunci, dacă vreau să tranzacționez pe distanțe mari și trenduri lungi și fără implicarea de zi cu zi a mea, mai curând m-aș uita pe, să zicem, euro USD sau JPY, euro JPY sau USD AUD sau AUD USD sau grupul USD, ceva de genul ăsta. Dacă vreau așa o piață care să fie cam aglomerată și fără un trend foarte clar, atunci m-aș uita pe ceva de genul ăsta, euro AUD sau USD JPY sau CHF JPY, adică să iau direct din același pluton care ori cresc toate împreună, o scad toate împreună, iar diferențele dintre ele sunt o aglomerare acolo, un fel de zigzag. Nu pot fi și de amândouă. Presupun că faci referire la tipurile de trader. Bineînțeles că pot fi amândouă, doar că din experiența mea strict personală și strict empirică, am observat că în general oamenii așa, psihologic se împrumută ori dintre categorie ori din cealaltă. Aș zice așa, nu știu, ca și cum ar fi, poți să fii dreptaci sau stângaci. Dacă te chinui și te antrenezi, poți să înveți să scrii cu ambele mâini, nu e problemă. Dar nativ ești una dintre astea două. Dar, repet, poți să te antrenezi să faci oricare. Bun. Așa, CAD CHF, CAD CHF, CAD CHF. Bun, hai să mai vedem pe USD JPY. Pe USD JPY, aici am un triunghi. Din punctul meu de vedere, șanse foarte mari ca pe termen, deci nu văd o variație foarte mare pe USD JPY. Cam indiferent ce se întâmplă. Pe termen scurt, mai curând o creștere, după care o revenire, dar nu un trend foarte mare. Deci m-aș aștepta să fie un fel de range ușor ascendent, cu niște mișcări drepte mari acum de moment. Și mișcările mari de moment, mai curând le-aș vedea ceva din asta. Aici avem un suport, deci creștere peste fostul maxim, după care scădere. Dar fără să fie ceva de genul ăsta. Deci și asta e scenariul. E și posibil, dar mai curând USD la JPY l-aș vedea în perioada următoare ca fiind un mega range în zona asta de aici. Mega range poate ușor descendent, că și ăla trebuie să mai devină un pic descendent, după care din nou în sus, ceva de genul ăsta. Și hai pe final și CAD CHF și asta e ultima pe care o iau. CAD CHF. Cad. Aici e un trend destul de puternic descendent, care e cam așa.
aproximativ. Pe termen scurt, până miercuri, foarte probabil creștere, deci m-aș aștepta să văd undeva un 150 plus minus de pip și în sus, 100 și un pic de pip și în sus, după care șansa foarte mare să meargă în jos și să avem în jos undeva cam 5-600 de pipi, ceva de genul ăsta. M-aș aștepta ca trendul ăsta să rămână în continuare principala mișcare, dar, repet, pe termen foarte scurt, piața mai curând pro-risc, deci ușoară creștere, după care din nou în jos. Ceva de genul ăsta. Bun, cam asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc mult pentru prezentă și participare. Îmi doresc o seară bună în continuare și eu vă mulțumesc și rămâne să ne auzim marțea viitoare și miercurea viitoare când o să avem ceva special de Fed, că e un eveniment prea important ca să-l ignorăm. Chiar dacă, repet, nu recomand trading în timpul ședinței, dar e un eveniment foarte important, ar putea să fie chiar cel mai important eveniment financiar al anului și atunci îl acoperim, că dacă nu-l acoperi pe ăsta, altceva ce poți să acoperi. Așa, și atunci, deci o să ne revedem în săptămâna viitoare, marți și miercuri. Până atunci, mai aveți mâine conferința cu Cristi. Seară bună în continuare și tranzacționare cât mai profitabilă tuturor. Până atunci, seară bună în continuare și o zi bună și cât mai mult profit tuturor.